Varna is one of the oldest cities in Europe. The remains from the first settlement there is before 6th century before Christ. It was a Thracian settlement, and of course the history of this town is very, very long. Like in a normal town, like in a normal modern town, what to say more for our town? You'll have to stay there for at least for 10 days to visit all these places, because all these places need to be visited. Este al treilea oraș al Bulgariei. În curând va fi la paritate, din ce am înțeles, cu Plovdiv, al doilea oraș după Sofia. Deci e un avantaj să mergi într-un oraș mare, situat și pe malul mării. Varna, așa cum oferă și Constanța în România, deși încă nici Constanța nu e promovată ca destinație de litoral, la maxim. În Varna un turist poate să stea la un hotel, poate să se bucure de plajă, exact ca în orice stațiune. Și plus, fiind un oraș foarte mare, poate să și viziteze multe obiective, vestigii, precum Catedrala Ortodoxă, teremele romane, sunt multe vestigii și antice pentru amatorii de istorie și de cultură. Sunt multe oportunități de cumpărături, de shopping, sunt mall-uri, deci un turist are ce face aici. Plus că din Varna poate să ajungă ușor la Balcic în nord sau la Cap Caliacra, iar în sud, după 2-3 ore de mers, la Nesebar, care practic reprezintă Sighișoara de litoral a Bulgariei. Dacă ar fi să vorbim de viața de noapte, de distracție în cele două stațiuni, cum stau bulgarii în partea asta? Stau destul de bine. Sunt aici multe localuri, restaurante, cluburi. Chiar dacă, făcând o comparație, noi suntem campioni cu Mamaia și Vama Veche, pentru că vreau să spun acest lucru, chiar și bulgarii și cei care lucrează la hoteluri, mai ales tinerii, mai vin în Vama Veche sau Mamaia, dar firește că și bulgarii au multe oportunități de distracție. În Varna nu comentăm, este un oraș mare și firește că are multe cluburi, discoteci, restaurante, inclusiv pe malul mării. Balcic reprezintă una din principalele destinații ale litoralului bulgăresc și ale Bulgariei în general, și pe lângă nisipurile de aur și Albena, reprezintă una din principalele orașe sau stațiuni căutate de români. În Balcic, Balcicul are mai multe avantaje pentru că este și oraș, așa cum de exemplu sunt Constanța cu Mamaia în România sau Mangalia. Deci turistul poate să și stea la un hotel de calitate sau la o vilă, are parte și de plajă de calitate, dar poate să și viziteze vestigii culturale, istorice, ale multe restaurante, localuri. Și în primul rând avem aici, firește, Castelul Reginei Maria, unde ne aflăm acum, care a fost construit în 1924 la inițiativa Reginei Maria României, care și-a petrecut apoi ultimii ani din viață până când a murit în 1937, mare parte aici la castel, a iubit foarte mult zona și acest castel reprezintă pentru români o atracție importantă, mai ales că românii realizează că a fost castelul ridicat de regina României, Maria, și între 1913 și 1940 cadrilaterul. Deci Dobrogea de Sud, cea bulgărească, a fost partea României Mari. Alagia Monastery, this is, you have visited it? Yes. You saw how it is in the rocks built, but in the 14th century when the Ottomans came to Europe, you know that Bulgarians, we Bulgarians are Orthodox Christians, before you. Before Romanians, because we
took the Orthodox Christians in the 9th century during our King Boris the First. And you know that the Ottomans has been they are the Muslims, and that is why the Orthodox Christians, they wanted to keep the Christians, and especially Orthodox Christians, and it was the sect, I don't know exactly in English, the sect Isihasti, they have built this monastery, and it was of course far away from the town, and this is the short history of this monastery, Alaja Monastery. Alaja, translated from Turkish language, it means the colorful monastery, because it was painted, and that is why colorful monastery. Now in this area you see it is a very nice area with a small museum there, and it is visited really from many holiday makers, not only from Romania but from all the our holiday makers who are in Varna, who are in Golden Sands, etc. This is short history of this monastery. O vacanță de vis însă poate fi petrecută și în România și în Bulgaria. Alegerea depinde de pretențiile și preferințele turiștilor. Pentru GoNext, Cristina Niță.